A fost sărbătoare națională în Moldova la întoarcerea canotorilor medaliați la Jocurile Olimpice. Un vicecampion olimpic a dormit cu medalia la gât de fericire. Unul dintre medaliații României cu argint de la Tokyo nu s-a dezlipit de argintul câștigat nici noaptea. A dormit cineva cu medalia la gât? Eu am dormit. Și am dormit pentru că nu-mi venea să cred și am vrut să văd dacă a doua zi mă trezesc că la gât înseamnă că e a mea. Dimineața când te-ai trezit și ai văzut medalia? Mi s-a deschis gura, am zâmbit larg. Canotorilor români nu le vine să creadă că au urcat pe podium. Muncesc de 5 ani pentru medaliile câștigate. Câte kilograme de argint avem aici? Vă zic eu mai sigur, 2-400 sunt sigur. Aduceți cântarul. În Moldova, la întoarcerea acasă, Cozmiuc a fost așteptat cu un tort cu cercurile olimpice pe el. S-a pus covorul roșu pentru medaliații de la Tokyo. Mai apoi, Ionela și Marius Cozmiuc au intrat la dans. Campioana olimpică, Ancuța Bodnar, a fost și așteptată acasă cu multă emoție.